Joia este ziua cinei de taină și a înălțării la a Mântuitorului și ziua în care este bine să ne rugăm pentru iertarea păcatelor tuturor creștinilor, ale celor vii și ale celor răposați. Este ziua care ne reamintește că fără spovedit și împărtășit nu ne putem elibera de păcate. Deși face parte din Panteonul Sfinților Catolici, Sfânta Rita din Cascii a devenit un exemplu pentru toți credincioșii, și asta pentru că a fost hrăzită să poarte rănile lui Isus, însă minunile săvârșite de ea, chiar și dincolo de moarte, au făcut în conjurul lumii, așa încât nu degeaba și-a căpătat titulatura de Sfânta care rezolvă până și ceea ce pare imposibil de realizat. Această rugăciune se face fie în 9 zile consecutiv, fie în 9 zile de joi consecutiv. O Sfântă apărătoarea celor aflați la mare nevoie, Tu care. Strălucești precum steaua speranței în bezna întunericului, binecuvântată Sfântărita, oglinda via harului lui Dumnezeu, exemplu de răbdare și tărie, model al tuturor etapelor vieții, alături voința mea celei a lui Dumnezeu, grație Mântuitorului Isus Hristos, care a îndurat purtarea coroanei de spin și căruia tu ai fost alături zi de zi. mijlocește tu cu harurile și virtuțile tale, ruga mea către Sfânta Fecioară Maria, ca să-mi asculte durerea într o slava lui Dumnezeu și sfințirea mea. În drumă mă și arătăm calea cea bună, o sfântă protectoare și susținătoare a celor aflați la necaz. Să pot obține iertarea păcatelor, perseverență, puterea de a păși cu curaj, bunătate și răbdare pe calea vieții. Sfântă Rita, avocata imposibilului, roagă pentru noi. Sfântă Rita, avocata celor neajutorați, roagă pentru noi. Ajută-mă, Sfântă Rita, roagă-te pentru mine ca prin tine să-mi crească iubirea pentru Hristos și pentru crucea sa. Relatează realitatea.net